ultima lucrare de avertizare a lumii, sunt făcute două chemări distincte către biserică. Solia îngerului al doilea este: a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. În strigătul cel tare al soliei îngerului al treilea, un glas din cer se aude zicând: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer, și Dumnezeu și-a dus aminte de nelegiuirile ei. După cum Dumnezeu i-a chemat pe copiii lui Israel să iasă din Egipt, ca să poată păzi sabatul lui, tot la fel își cheamă poporul să iasă din Babilon, ca să nu se închine fiarei sau icoanei ei. După ce adevărul va fi proclamat tuturor neamurilor ca mărturie, orice putere a răului va fi pusă în acțiune. În mințile oamenilor va fi confuze din cauza multor glasuri care strigă: iată-L pe Hristos aici, iată-L acolo. Acesta este adevărul. Eu am solia de la Dumnezeu. El m-a trimis cu lumină mare. Atunci pietrele de hotar vor fi mutate și se va încerca subminarea stâlpilor credinței noastre. Se va face un efort mai hotărât pentru a anunța sabatul cel fals și pentru a arunca dispreț asupra lui Dumnezeu însuși, înlocuind ziua pe care El a binecuvântat-o și a sfințit-o. Acest sabat fals va fi impus printr-o lege severă. Dar în timp ce Satana lucrează cu minunile lui înșelătoare, se va împlini vremea prezisă în Apocalipsa și Îngerul Puternic, care va lumina pământul cu slava lui, va declara căderea Babilonului și va chema poporul lui Dumnezeu afară. Când ajung păcatele ei până la cer? Când, prin legislație, legea lui Dumnezeu este în cele din urmă făcută fără valoare. Atunci, situația extremă în care se va afla poporul lui Dumnezeu va fi ocazia lui ca să arate cine este conducătorul cerului și al pământului. În timp ce o putere satanică stârnește elementele iadului, Dumnezeu trimite poporului lui lumină și putere ca solia adevărului să poată fi proclamată în toată lumea.